deșteptarea la Europa FM. Da, am revenit și vom purta o discuție cu domnii Cătălin Tolontan și Cristian Tudor Popescu. Imediat îl sunăm și pe domnul Popescu. Cătălin e aici. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Aș vrea să rămânem pe această temă, sigur, prin prisma lucrurilor pe care mai ales tu le-ai adus în tu și colectivul pe care îl coordonezi în tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, dar aș vrea să rămânem pe tema capacității de evoluție a societății noastre după astfel de evenimente. Am trecut prin Hexifarma, după aceea am trecut prin dezvăluirile legate de tot ce s-a achiziționat în sistemul medical și de cât, de fapt, câți oameni au omorât sistemul medical mai degrabă decât incendiu. Recent voi cei de la Libertate ați venit cu un film pe care a fost ascuns și justiției și care ne-a făcut să retrăim practic momentul colectiv acum la 4 ani. Da, întrebarea este exact asta și corelația cu filmul sau cu ascunderea filmului respectiv e exact asta. În ce măsură sistemul, statul român, noi ca societate reușim să evoluăm ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple după aceea? Un răspuns îl avem inclusiv în ziua de azi, în ziarul Libertatea de astăzi. Noi avem informația că acest film, pe care acum procurorii în sfârșit îl vor avea, nici măcar n-a intrat în ISU cu număr de înregistrare. Trebuia? Păi, la un sistem atât de procedural în care contează fiecare informație, sigur că ar fi trebuit. Dar nu i-a lipsit numărul de înregistrare pentru că ar fi pus încă de la început la cale o malversațiune. Nu, nu. Ci pentru că nici astăzi, după 4 ani, și acesta este răspunsul meu, nu există numere de înregistrare. Oamenii vor spune, e o birocrație. Ce înseamnă un număr de înregistrare? Nu, înseamnă enorm un număr de înregistrare. Pentru că ei acum, de exemplu, când îl caută disperați pe ofițerul de pompier care ne-a dat informația, n-au nicio șansă să ajungă la el, pentru că nimeni nu știe câți oameni au văzut, de fapt, acest film, apropo de lipsa unui număr de înregistrare. Nu a fost circulat în scris și când l-au cerut de la IGSU la ISU și l-au văzut cei 5, așa cum s-a recunoscut, ei nu l-au cerut în scris, asta este o altă informație, și nici acum aceste filme, care sunt probe, care pot fi probe în justiție sau probe de analiză pentru pompieri, nu primesc nu intră într-un circuit normal, astfel încât să știi ce se întâmplă cu ele mai departe. Încă o dată, oamenii pot spune, frate, e un amănunt acest lucru. Nu, nu este un detaliu. Este ca telefonul pe care nu l-au lăsat cei de la care dădeau examenul de piloți, nu l-au lăsat pe pervaz și l-au avut în poală și de acolo au putut să-și copieze răspunsurile. O altă chestiune care vorbește despre cât de mult a evoluat statul nostru. Dar nu vreau să fiu nihilist, glamour, așa cum se poartă acum, adică să fii nihilist, dar să ai așa o strălucire. Nu, nu. Cred că statul român, de fapt, a evoluat. Sau mai corect spus, cred că ar fi societatea românească a evoluat în acești 4 ani și a reușit să tragă după ea, prin nevoile sale exprimate, prin protestele sale uneori, și statul român. Instituțiile, anumite instituții ale statului român s-au dezvoltat în acești 4 ani. Nu mi-e foarte clar câți oameni au știut de la ISU, IGSU, sistemul de intervenție de urgență despre acest film și cum au, sau în baza cărui alt material au făcut ei după aceea analiza intervenției ca să poată evolua. Cum au evoluat? Presupunem că în 4 ani ce? Au mai cumpărat niște echipamente sau ce anume? Au făcut mai multe lucruri. De pildă, nu se știe că pe fonduri europene, pe 20 de milioane de lei, ei s-au pregătit pentru dezastre. Există un simulator la Târgu Mureș. După 2015. În 2016 a fost... nu, înainte de 2015. În 2013. În 2013 a fost funcțional un simulator la Târgu Mureș, unde peste 1000 de pompieri s-au pregătit pentru dezastre. Pe fonduri europene, pe bani publici. Foarte bine că l-au făcut. Nu poți să vii însă după aceea, astăzi, în 2019, să spui că nu ești pregătit pentru dezastre. Bine, după aia a venit cu nuanță Orlando Șchiopu, a spus șeful ISU București, atenție, despre el vorbim, da? Deci n-a spus un pompier oarecare, un subofițer sau ofițer de pompier, nu, a spus cel care conduce cea mai puternică unitate de pompieri din România, a spus că ei nu sunt pregătiți pentru dezastre. Când a venit să nuanțeze, a fost și mai rău și oamenii pot să-și dea seama de acest lucru, pentru că a spus, stați un pic, de fapt, noi nu suntem pregătiți pentru haos, pentru momentele totale ieșite din comun. Păi nu. Pentru cele care sunt, pentru momentele normale, pregătit orice cetățean cu extintorul. Voi sunteți pregătiți fix pentru aceste momente. Și există o celebră decizie a unui judecător din Marea Britanie după un incendiu rezolvat îngrozitor de pompierii de acolo,
când în fața pledoariei pompierilor care au spus exact același lucru, a fost prea mult, a fost un turn în flăcări în momentul ăla pentru noi și el a spus nu, voi sunteți pregătiți exact pentru aceste momente speciale. Pentru asta să-ți antrenați, pentru asta vă perfecționați, în fața lor trebuie să reacționați, că și un cetățean normal reacționează în fața unui incendiu obișnuit. Mă rog, nu există incendiu obișnuit, dar... Bun, deci un simulator cumpărat, înțeleg, cu o grămadă de bani. În 2013, da, e o formă fără fond, devoalată în 2015, de vreme ce în 2019 șeful pompierilor de la București îl spune, doamne, nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Nu, nu cred că e o formă fără fond. Eu cred că fiecare efort a contat și fiecare ban care a fost cheltuit a contat într-un fel sau altul. Că nu a fost făcută povestea optim, da, asta este clar. Pe de altă parte, sincer, mă uit la procuror, dacă ei se așteaptă acum ca noi să aplaudăm, ca și cum am fi confirmați, se înșeală. Nu. Noi, ca jurnaliști, avem și menirea de a fi critici față de orice formă de putere. Când își exercită puterea în numele opiniei, în numele interesului public, iertați-mă, procurorii sunt o formă de putere. Văd acum în comunicatul lor de ieri, că ei vor să-l urmărească penal pe șeful ISU pentru că a înjurat... Pentru profanare de cadavre. Pentru că a înjurat sau pentru cum au... Începerea urmăririi este în rem. Este... Bun, ok. Dar de înjurat a înjurat un singur om pe filmul ăla. Acum, eu în locul lui m-aș întreba dacă... Și e normal să ne întrebăm toți, inclusiv cei care detestăm felul în care el a venit la conferința de presă și lucrurile pe care le-a spus. Stați un pic, e un cetățean român. Era în exercițiul misiunii. Pentru că a înjurat, asta e infracțiune, să înjuri. Toți avem momente, suntem oameni obișnuiți, puși în situații neobișnuite. Haideți să judecăm omul ăla după faptele lui, după felul în care a decurs intervenția, după eventual ascunderea filmului. Da, aia este o probă excepțională la îndemâna oricărui procuror. De ce spun asta? Pentru că îmi este teamă că procurorii intră din nou, de dragul imaginii, într-un proces infinit, în care nu vor putea dovedi niciodată, ne-am interesat și noi la pompieri, nu vor putea dovedi niciodată infracțiunea dintr-o intervenție. Că ei trebuie să dovească infracțiunea, nu haosul. Da? Adică o formă de vinovăție, la asta te referi. De vinovăție, da? Intenție, exact, sau culpă. Exact, de vinovăție, care să fie pedepsită de codul penal. Da. Asta. Da, pe astfel nu există faptă penală. Exact, bun. O singură dată din ce și-a omit pompierii la incendiu din Dragonul Roșu, de acum 19 ani, când a murit un... De acum 9 ani, iertați-mă, când a murit un om, un pompier, procurorii au încercat să dovedească faptul că el a fost trimis fără echipament bun în misiune și că ordinele au fost greșite. Și acolo au avut mărturii unii împotriva altora ale șefilor de intervenție și totuși au clasat dosarul. Deci o singură dată au mai încercat procurorii militari să dovedească infracțiuni într-o intervenție a pompierilor, din ceea ce își amintesc evident da, pompierii. Cred că le faci un proces de intenție. Până la urmă, deocamdată fac o cercetare in rem, care poate fi extinsă in personam sau nu. Bună dimineața, domnule Popescu! Bună dimineața, domnilor! Încercăm să răspundem la această întrebare. De ce nu poate societatea noastră să evolueze? Sau evoluează, poate, și nu ne dăm seama? Da, e vastă întrebare, ca să spun așa. Ne referim pornind de la ceea ce s-a întâmplat la colectiv. Păi eu aș porni de la ce spunea domnul Tolontana din Auri. L-am auzit. În legătură cu cercetarea pentru profanarea de morminte, nu știam asta. Profanare de cadavre. Da. Asupra acelui individ, șchiopul. Eu sunt de acord cu acest lucru și mi se pare o premieră utilă. Faptul că se cercetează o agresiune verbală a unui ins în uniforma unui funcționar al statului asupra unor civili lipsiți total de apărare, căci ce pot fi morții altceva. Astfel de lucruri sunt printr-o cutumă, să spunem așa, obiceiul pământului, sunt admise la polițiști, la procurori, la pompieri, la... Domnule, oamenii înjură că e o meserie cu tensiune, sunt momente grele și hai să înțelegem că înjură. Nu, hai să nu înțelegem. Mai ales că aceasta nu este o înjurătură obișnuită, impersonală sau adresată unor oameni vii. Deci e o premieră care, după părerea mea, ar putea să-i mai oprească
pe unii dintre acești inși în uniformă de a-și manifesta, de fapt, și acum vin la întrebarea dumneavoastră generală, domnule Guran, de a-și manifesta disprețul față de om. Acesta este un sentiment care plutește, care bântuie prin toate aceste unități de forță. Poliție, procuratură, pompieri, servicii secrete, chiar și în justiție, oamenii ăștia care dețin putere se consideră fiecare dintre ei ca aparținând unei caste. Ăștia de la pompieri se comportau de parcă erau o reprezentanții unei junte din America de Sud, așa vorbeau, în raport cu civilii. Deci acest dispreț față de om care se vede în filmul prezentat de domnul Tolontan, de Libertatea, nu e apanajul pompierilor. S-a văzut și la Caracal, da? Pentru că acel o fi plecat cu vreun făt frumos. Este exact același dispreț față de om al respectivilor polițiști, în cazul Luizei. Ia imaginați-vă, de pildă, vreunul dintre ăștia trei care au apărut la televizor, acei șefi de pompieri. Și vă rog să vi-l imaginați chiar și pe Raed Arafat. Vi-l imaginați pe unul dintre aceștia aplecându-se și încercând să dea ajutor unei ființe în suferință, întinsă pe jos? Eu nu. Acum, mie mi se pare că fiecare dintre cei care intervin acolo ar trebui să aibă un rol determinat. Sunt alte filme pe care, bine, Smurdu, nu știu, nu mi-e foarte clar când a ajuns Smurdu acolo. A ajuns imediat după, la 22:43, deci la 12 minute după primul apel, primii au ajuns polițiștii la 6 minute și Smurdu și ambulanța, separat, venind din locuri separate, au ajuns în același timp la 12 minute după. Bun. Sunt alte filme pe care, mă rog, nu în zona filmată pe filmul pe care l-ați arătat voi, ci în afara gangului respectiv, la vreo 200 de metri, cam așa sunt, dacă nu mă înșel, unde s-a acordat primul ajutor. Acum eu nu știu dacă acesta este protocolul și așa ar fi trebuit făcut. Bun, ei n-au făcut multe lucruri. De exemplu, n-au stabilit un perimetru și lucrul ăsta l-avem. Spun tot felul de lucruri pe care ar fi trebuit să le scriu în perioada următoare, dar oamenii care ascultă Europa FM merită să audă aceste lucruri. Da, astăzi, da, înainte de colectiv. Deci n-au stabilit un perimetru și atenție, imaginile astea cu Raed Arafat, Oprea și celelalte sunt înainte ca ei să iasă celelalte autorități în fața oamenilor. Și pentru că n-au stabilit perimetru, pentru că dacă stabilau perimetrul, ei n-aveau ce căuta acolo. Inclusiv Raed Arafat n-avea ce căuta în momentul ăla, în civil, ca să spun așa, acolo, da? Cu atât mai puțin politicienii, primarul Piedone și ceilalți. Numai că acolo, unde noi îi vedem acum, presa nu-i vedea. De fapt, asta s-a întâmplat. Mărturile pompierilor care au luat, care au fost la intervenție, n-au spus foarte clar. Adică oamenii n-au spus foarte clar. Așa s-a putut ca politicii, asta se întâmplă de obicei când sunt dezastre mari, și asta ni s-a spus că nu se stabilește un perimetru. Printre altele, perimetrul ar fi fost încălcat inclusiv de oameni, de oficialități care nu aveau ce căuta niciodată acolo. Dar răspunde-i domnului Popescu la întrebare. Îi vezi sau ar fi trebuit? Ba aveau ce căuta acolo, domnule Tolontan. Au venit acolo ca să se afle în treabă și ca să arate că activează, că sunt în problemă. De-aia au venit acolo, cu toate că nu aveau absolut nicio tangență și n-au avut cu nimeni și cu nimic în zonă. Dar să se știe că, iată, ei au fost acolo. Cel puțin Oprea să vedea pe fața lui meseria de aflător întreabă. Dar dumneavoastră v-ați fi așteptat ca Oprea sau chiar Arafat, care e medic totuși, să acorde primul ajutor acolo? Să-i vedem? La Arafat, da. Oprea nu. Oprea nu își poate ajuta, a acorda nici sieși primul ajutor. Dar Arafat, da. Sigur că da. Pretinde că e medic.
Deci, medic de urgență. Avea voie, Cătălin? Medic de urgență, deci un medic de urgență ar trebui să aibă reflexe în direcția asta. Dom'le, când văd niște oameni în suferință critic pe jos, pe acolo, sunt medic de urgență, aproape că asta prevalează asupra calității mele de șef. Calitatea de medic, nu? Așa zic. Deci, până la urmă, domnule Popescu, dumneavoastră... Forța spuneți... democrației este, până la urmă, tu mai în capacitatea de a ne contrazice în mod argumentat și să... e bine să câștige oamenii din ceea ce aud. Aici nu sunt, în punctul ăsta, că l-am fi, era de văzut Raed Arafat aplecându-se asupra oamenilor și încercând să-i ajute, nu sunt de aceeași părere cu domnul Cristian Tudor Popescu. De ce? Pentru că treaba lui era aceea de a coordona, de a încerca să aducă cât mai multe forțe, nu de a vorbi la televiziune. Apropo, ceea ce v-a răspuns domnule Popescu în legătură cu el suna, de fapt, să spitalele, da. Și asta noi știm foarte bine cu toții, că l-am auzit în seara aia că vorbea la televiziune, adică sigur că a făcut și ce a spus că a făcut, dar în acea avalanșă de telefoane, că practic i s-a roșit telefonul să pretindă el acum, la ideea la fel că și-a amintit fix telefonul acela pe care îl dădea în momentul în care a fost filmat, este evident neveridic. Și i s-a spus clar, corpul de control i-a spus că nu e normal să fie și comunicatorul purtător de cuvânt al evenimentelor, că el practic stă tot timpul la televiziune în momentul în care a trebuit să coordoneze și coordonator. Ok, înțeleg, domnule. Păi atunci, domnule Tolontan, eu nu i-aș fi cerut să facă asta dacă nu se afla acolo. El a venit acolo nechemat și, după cum ați spus foarte bine, fără treabă în perimetru. De aceea spun că dacă tot se afla acolo ca să justifice prezența, ar fi trebuit să dea un ajutor. În mod normal, el nu trebuia să se afle acolo, ca să-și dea telefoanele, se putea afla în birou la minister. Deci, rezumând, domnule Popescu, dumneavoastră spuneți așa, Raed Arafat a venit să-și facă imagine... Nici măcar n-a făcut asta pentru că n-a acordat primul ajutor, a vorbit la telefon și am aflat după aia, iar societatea noastră nu poate să evolueze, în primul rând din cauza disprețului pe care caste din interiorul autorităților îl au față de cetățeni. Da. Vă mulțumesc pentru intervenția din această dimineață. Cătălin, aș vrea să pui tu totuși concluzia legată de capacitatea noastră de a, domnule, de a învăța ceva din asta. Data viitoare de a fi altfel. Opiniile noastre, slavă Domnului, sunt egale ca putere, să spun așa. Adică nu voi pune o concluzie care să fie peste concluzia pe care a tras-o domnul Popescu în niciun caz. Îmi pun propria concluzie. Te rog. Și anume, ce cred eu, nu e nicio sentință aici, da? Nu sunt sentențios de absolut deloc. Cred că societatea românească evoluează și va evolua în continuare. Cred că țara asta progresează și nu este nici pe departe o țară condamnată. Tocmai pentru că, pornind de la ceea ce spunea domnul Popescu mai devreme, vin generații noi care au altă empatie și un alt respect pentru viața umană. Au fost educați acești oameni într-un alt spirit al înțelegerii semenului lor. Eu am această credință uitându-mă la ceea ce se întâmplă, la participarea românilor nu doar în stradă, la mitinguri, ci și în ONG-uri, în voluntariate, în felul în care se raportează la presiunile pe care le pun pe firme pentru a încerca să mai echilibreze din venituri. Toate lucrurile astea cred că contează într-o societate și eu sunt optimist în privința României. Cred că putem merge mai bine decât acum, evident, dar cred că față de acum 4 ani am evoluat. Bine. Mulțumesc pentru participare în deșteptarea, Cătălin Tolontan, și în general aș vrea, ca jurnalist și ca amic oarecum, să-ți mulțumesc pentru toate lucrurile pe care... Tu și echipele pe care le-ați coordonat, le-ați făcut în această perioadă. Legat de parchet, îți amintesc că în 2016 totuși a fost trimis în judecată dosarul colectiv. De acolo încolo nu știm ce se va întâmpla. Urmărim ceea ce se întâmplă și cu această anchetă deschisă ieri, după caseta adusă de Libertatea, care măcar pe noi, publicul, ne-a făcut să retrăim momentul colectiv. Și noi vă mulțumim pentru încredere punctual pentru ceea ce creează Europa FM, un spațiu deschis pentru dialog. Asta face să bată inima democrației și nu cred că am spus cuvinte, sau am spus cuvinte mari, dar ele sunt în sensul propriu. Deci, fără libertate de exprimare, inima asta unei societăți nu poate să bată. Mulțumesc frumos! Vă reamintesc tuturor că de seară, de la 18:30, este organizat un marș
de aducere aminte, în primul rând, și de comemorare a evenimentelor de la colectiv. Se va pleca din Piața Unirii, 18:30, ora de întâlnire, așa cum spuneam, într-un marș până la Clubul Colectiv. Pentru că trebuie să ne amintim, altfel nu avem cum să progresăm. Mulțumim. Despre Colectiv în deșteptare au fost Moise Guran, Cătălin Tolontan și Cristian Tudor Popescu. Ora 8:31, revenim cu știrile Europa FM. Alături de noi este Ioana Brăstur, capitanul.